Salutare, dragilor! Bine v-am găsit la început de primăvară, în prima zi din competiția Spring Superblog 2021, a 22-a ediție. Astăzi, pentru că trebuie să intrăm cu forțe proaspete în noua ediție, vă propun să o cunoașteți pe Cătălina Coman, autoarea a două bloguri, respectiv porția de citit.ro și lifestylebycata.ro. Bine ai venit, Cătălina! Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult de invitație! Chiar mi-era doar să ne și vedem și să stăm de vorbă, așa că am acceptat cu mare drag invitația voastră de a vă răspunde la câteva întrebări. Mulțumim și noi, Cătălina! Uite că de data asta distanța nu mai contează, măcar ne putem conecta online și pentru că ești prietenă veche a comunității noastre, ne cam știm de niște ani buni. Ne știm de câțiva ani, da, de vreo 3 să tot fie. Cam așa. Cred că mai mulți, doar că tu nu îmbătrânești și de asta ne păcălești un pic. Oare, zici? Pentru că au venit în comunitatea noastră și membrii noi care n-au avut prilejul să te cunoască. Hai să începem cu prezentările. Te las pe tine să ne spui cine este Cătălina Coman, blogăriță, mămică și mai ce. Cred că aș putea să vorbesc mult despre asta. Da, blogăriță, mămică, soție, femeie și toate astea. Am 35 de ani, toți sunt ai mei. Îmbătrânesc și eu, să știi. Stau în Galați momentan, dar sunt ieșeancă, deci moldoveancă. Cum mai zicea Emil la un moment dat, că se lua de mine mereu că sunt moldoveancă sunt. Deocamdată, activitatea mea principală este blogging-ul, scriu pe cele două bloguri, mă ocup de rețelele sociale, Facebook, Instagram. Am lucrat foarte mult în vânzări, sunt om de vânzări, deci dacă vrei poți să-ți vând și tocmai ce mi-ai vândut mie. Și am studiat geografie, culmea. Am făcut facultatea de geografie, de aici și pasiunea pentru călătorii, pentru plimbări, pentru a vedea, a cunoaște cât mai mult. Bun, și pentru că am aflat câte ceva despre Cătălina și ceva în plus, recunosc că nu știam că ai lucrat în vânzări și nici că ai absolvit geografia, aș vrea să te întreb mai întâi cum a început parcursul tău în blogging. Știu că porția de citit a fost primul tău blog. Când a venit, să zic așa, porția aceasta de citit și de scris? Recenzii. Da, eu am cochetat cu scrisul de mică, scriam poezii încă de mică, încă mai scriu, dar nu le arăt. Și apoi citeam foarte mult și voiam să împărtășesc cu cei de lângă mine ce citesc și poate să-i conving să facă și ei asta la rândul lor. Am început să scriu pe un forum comun și la un moment dat am zis, da, ce, eu nu pot? A fost pur și simplu, dintr-un impuls. Am zis, gata, eu fac blog. Habar n-aveam nimic, nu știam cu ce să mănânc, nu știam cum se face un blog, nu știam ce înseamnă, absolut nimic legat de blogging, dar eu mi-am făcut blog. Inițial pe Blogspot, am stat 2 ani și ceva pe Blogspot, proastă decizie, trebuia să mă mut mai repede pe domeniu, dar am crescut ușor. Porția de citit a fost doar de carte inițial. Cei 2 ani jumătate cât am stat pe Blogspot, de fapt cam 2 ani și un pic, nu chiar 2 ani jumătate, a fost doar de carte și atât, doar recenzii de carte. Și apoi am hotărât că e cazul să trec la următorul pas. Știi cum majoritatea trec de la generalist la nișă. Eu am fost invers, am trecut de la nișă la generalist și am trecut pe domeniu și l-am dezvoltat în mai multe direcții, să zic așa. Și odată cu această schimbare, cu trecerea pe domeniu, s-a resimțit ceva, să zicem, în creșterea, în evoluția blogului? De ce spui că ar fi trebuit să faci mișcarea mai curând? Pentru că blogurile pe Blogspot, practic blogurile gratuite, sunt așa, o joacă de copil. Am văzut și eu după, ulterior. Și la colaborări, în general, contează foarte, foarte mult să ai domeniul propriu și dacă vrei să faci chestia asta în serios, blogging-ul în serios, trebuie să ai domeniul propriu ca să poți fi luat în serios, la urma urmei. Că asta e ce te definește și trebuie să-ți faci un brand bine definit și un nume al tău în online. Acum a vorbit așa la modul foarte profesionist, specialista în vânzări Cătălina Coman. Cum te-a ajutat pe tine experiența aceasta în vânzări să-ți vinzi, în ghilimele, serviciile de blogger, așa, cu domenii ca la carte? Să știi că m-a ajutat foarte mult, într-adevăr, experiența în vânzări, pentru că am învățat să lucrez cu oamenii și asta e cel mai greu. Și am știut cum să le aflu, punctele slabe și pe cele tari, am știut ce să arăt eu și ce să nu arăt și să iau pe fiecare în parte în funcție de caracterul lui, în funcție de cum vorbea chiar și într-un e-mail, să-mi dau seama cum e omul acela și cum pot să-l abordez mai departe și cum pot să ajung astfel încât să fie ok pentru de ambele părți. Așadar, ai deja câțiva ani de blogging profesionist până la urmă, cu cele două bloguri pe domenii fiecare, și porția de citit.ro și Lifestyle by Cătă, ceva mai mititel, mai tânăr de fapt, dar observ că vine puternic din urmă. Ce ai învățat din blogging, Cătălina? Cum te-a ajutat experiența asta? Să știi că, în primul rând, blogging-ul, bine, tu ai zis profesionist, eu aș zice că mai am puțin până acolo, mai am de lucrat și de învățat. Am învățat să mă bucur de fiecare chestie mică și să nu încetez niciodată să învăț, pentru că e un domeniu în continuă schimbare, blogging-ul, și trebuie în fiecare zi să înveți de la oricine. Și m-am învățat pur și simplu să știu să... nu știu, să nu neapărat să mă promovez, cât să mă fac cunoscută, să știu cum să vorbesc cu oamenii, cum să-mi țin o comunitate aproape. Și, sincer, blogging-ul la modul generalist a pornit de la prima ediție Superblog la care am participat. Deci am descoperit Superblog-ul când aveam doar blogul de carte, am zis hai să văd dacă pot, am participat, am ieșit pe locul 6. Asta cam când se întâmpla, să fie câțiva ani? 3 ani. 3 ani, așa. Eu am 5 ani jumătate de toți, deci pe acolo, 3 ani și ceva. Cred că în ediția de toamnă am participat prima oară, într-o ediție de toamnă. Așa. Am ieșit pe locul 6 și am văzut că pot. Și am zis, dacă pot, păi de ce să nu fac și asta? Și ai continuat. Am continuat pentru că mi-a plăcut, da. Și apoi ai dezvoltat și noul blog, Lifestyle by Cătă. Cum ai simțit nevoia de a deschide un alt blog? Sincer, ajunsesem într-un moment în care aveam foarte multe colaborări și simțeam că nu mai ajunge doar blogul acela și am încercat cumva să le împart și să postez în două părți distincte. Pentru că îmi place să mă țin de cuvânt, să-mi respect termenele și eram mereu stresată. Dacă aveam prea multe adunate și nu mai reușeam să ajung la zi, eram mereu stresată. Și așa, punându-le pe amândouă, puteam să scriu mai multe articole și să reușesc să-mi fac eu ce am de făcut, să nu dezamăgesc nici pe mine, nici pe alții. Asta e, deci, în primul rând, pe mine. Deci dacă era deja destul de greu să gestionezi un singur blog, ai ajuns la concluzia că trebuie să fie mai ușor cu două. Da, că mie îmi place să-mi dau singură de treabă, adică nu pot, la mine nu se poate să fie simplu, trebuie să-mi complic viața. Dacă nu e un pic complicat, n-are niciun farmec. Da, și atunci spuneai că deja aveai foarte multe colaborări, sponsorizări, uite, presupun că se aud așa din tribune niște voci, dom'le, dar mai dă și la alții sau așa. Cum ai procedat? Cum ai atras tu aceste colaborări sau cum crezi că au venit spre tine? Ai o anumită rețetă, abordare? Nu neapărat. Sunt sincer. Asta e, cred eu că e cel mai important pentru un blogger. Să fie sincer cu el, în primul rând, și apoi cu comunitatea lui. Pentru că atâta timp cât ești sincer, atragi și oamenii de calitate. La început, da, am trimis eu e-mail-uri de colaborare. Au fost și care m-au refuzat, au fost și care nu mi-au răspuns, dar apoi au început ei să vină către mine. Pentru că am zis, nu știu neapărat dacă am ceva special, dar sunt sinceră, sunt deschisă, discut exact, stabilesc termenii colaborare, adică eu i-anunț dinainte, când am o colaborare, eu îl anunț. Ok, de exemplu un barter, să zicem, da, testez produse, eu le zic dinainte. Fără supărare, eu zic părerea mea sinceră. Dacă e ok, colaborăm, dacă nu, nu colaborăm, adică nu vreau să se aștepte la ceva ce nu sunt și să aibă așteptări, să zic că după aia am dezamăgit și n-am făcut ce trebuia. Nu, încerc să fiu cât mai sincer și asta cred că contează cel mai mult. De acord, autenticitatea este cea mai bună rețetă, mai ales pentru o creștere sănătoasă pe termen lung. Și s-a întâmplat să ai astfel de cazuri în care, nu știu, ai fost dezamăgită de produse? Da, s-a întâmplat și am zis chestia asta frumos. Niciodată nu am suportat ideea de a jicni și de a arunca efectiv cu rahat, să zic, că ăsta e termenul, în munca altuia. Pentru că e munca omului și nu ar trebui nimeni să-și permită să vorbească urât. Dacă ceva nu mi s-a potrivit, n-am zis niciodată că ceva e rău sau e aiurea. Nu mi s-a potrivit mie. Tu poți să încerci că poate ți se potrivește. Adică, și încă o chestie, eu sunt același om și dacă mă cunoști pe stradă și dacă te întâlnești cu mine la o petrecere și în online. Adică și transparența cumva contează din punctul meu de vedere, că se vede puțin dacă ești fals și îți pui numai zâmbetele de poză și atât. Nu mai cum. Care au fost, să zicem, cele mai de succes colaborări așa generic? Ai niște categorii de produse preferate? Sigur, pe porția de citit îmi imaginez că sunt preferate cărțile, dar pentru Lifestyle by Cut ai avut de la început o anumită strategie sau, nu știu, ce produse accepti, ce produse nu accepti? Ai niște linii directoare dincolo de această sinceritate sau, nu știu, cele mai neobișnuite produse care au fost? Nu știu neapărat să zic care au fost cele mai neobișnuite, dar într-adevăr, dacă eu simt că nu rezonez cu un produs și știu dinainte că nu o să-mi placă, nu-l accept. Prefer să nu-l accept pentru că nu are rost, că o să pornesc din prima cu ideea că mie nu o să-mi placă chestia aia și nu o să... Îți dai seama că ai reticența aia și nu... mai bine prefer să nu accept. Dar, în general, am testat cam din toate gamele, adică și beauty, și machiaj, și produse de îngrijire, și fashion, și lifestyle, și rețete. Deci, la mine e o șaorma cu de toate. Apropo de rețete. Am văzut că ai o colecție frumoasă acolo, un conținut bogat de altfel și se vede că nu te plictisești. O să și arătăm blogurile tale ca să... Nu știu ce plictiseală. Da, arătăm și blogurile tale ca să vadă și cei care ne ascultă. Iată pe Lifestyle by Cătă, acel blog mai tinerel de care spuneam și oarecum mai generalist. Așa, într-adevăr, și rețete de, uite, ciuperci umplute cu piept de pui, să le încerci, da, foarte obligatoriu încercăm. Așa, și pe porția de citit.ro, unde avem și aici un conținut mai variat, nu te-ai limitat doar la cărți. Bun, este vreo diferență de strategie din punctul tău de vedere între cele două bloguri? Nu știu, cum ai pentru fiecare niște linii directoare sau cum procedezi? Nu, să știi că încerc să le cresc pe amândouă și încerc să... Eu depun același interes și același efort în a le crește pe amândouă, pentru că sunt amândouă ale mele la urma urmei. Într-adevăr, pe primul blog mă axez mai mult pe cărți, pe recenzii de cărți de copii, pe jocuri de copii, pe chestia asta de parenting, dar nu doar asta, chiar și fashion și beauty sunt colaborări vechi pe care le-am regulat și n-aș renunța la ele sau nu le-aș muta în partea cealaltă, să zic așa. Oricum e ceva mai măricel porția de citit și se simte diferența și în Google. Bun, și apropo de Google, cum te-ai împrietenit cu el? Care sunt secretele indexării din experiența? A fost greu la început, până am învățat, dar contează foarte mult să ai un articol cu poze, contează să ai poze în articol, să fie bine indexate, să aibă descrierile cu cuvinte care se regăsesc și în text, deci cuvintele cheie trebuie să se regăsească și în titlu, și în poze, și în text de 2-3 ori în funcție de dimensiunea textului. Google acum cere articole foarte, foarte ample, foarte lungi. Eu nu m-am împrietenit cu stilul ăsta, sunt mai concisă puțin, dar deocamdată văd că e ok și așa, adică îmi indexează destul de bine articolele și n-am de gând să schimb prea tare lucrul ăsta. Bun, și am văzut că s-au dezvoltat niște comunități frumoase și pe paginile Facebook. Acolo cum ai procedat? Văd că sunt fanii tăi, sunt niște comentatori înfocați. Cum ai crescut tu galeriile astea, de fapt? La început, trebuie să recunosc că le-am crescut prin concursuri. Deci eu am la început am făcut mai multe concursuri și au crescut paginile. Apoi lumea a rămas pentru că le-a plăcut ce a văzut, pentru că am comunicat cu ei, le-am răspuns la comentarii, am fost sinceră, i-am băgat în discuții, să zic așa. Nu știu dacă ai observat, dar postările mele au întrebări în ele, majoritatea. Asta pentru că și omul care citește vrea să simtă că e băgat în seamă și mie îmi place să fac chestia asta, dacă ei sunt acolo pentru mine și mie îmi place să fiu acolo pentru ei și să nu îi las să vorbească singur la pereți, că n-ar fi frumos din partea mea. Și acum, chiar dacă paginile sunt mari, încă organizez concursuri pentru ei, dar o fac pentru ei și nu o fac ca să cresc, că deja am crescut. O fac de drag și pentru că vreau să-i țin aproape. Și uite că s-a simțit, deci în cazul tău această implicare a avut rezultatele pe care le-ai scontat, da? De la bun început te așteptai la această evoluție? Nu știu, ai avut și niște surprize plăcute sau neplăcute pe parcurs? Majoritatea au fost surprize plăcute. Sincer, eu nu mă așteptam la evoluția asta. Am fost uimită zi de zi, adică și cu blogul pe Blogspot la început. Eu am avut colaborări după o lună de blog, adică am primit cărți pentru recenzie, ceea ce m-a uimit. Știi? Și cu fiecare surpriză plăcută care veneam, doream să fac și mai mult și să mă implic și mai mult și să fiu și mai bună. Și încă, ți-am zis, încă mai am foarte, foarte mult de învățat. Nu consider că am ajuns sus undeva, pentru că oricând ai de învățat în domeniul ăsta. Și ca în orice domeniu, de altfel. Cătălina, implicarea asta până la urmă se traduce în timp. Câte articole publici acum în, nu știu, în medie pe săptămână și cât timp dedici? Minim unul pe zi, uneori chiar două, cam câte unul pe fiecare blog pe zi. Rar am și eu câte zi de weekend, adică nici weekend n-am măcar, e luni, duminică la mine. E foarte mult timp, este foarte, foarte mult timp, având în vedere că am și copii, și cel puțin pe băiat, destul de micuți, duc la grădiniță, adul noaptea mai mult. Mă culc undeva la 1-2 noaptea, mă trezesc la 7, cafeaua, trăiască cafeaua. Și cum se organizează o mămică cu 2 copii, mai nou și cu școala online? Greu, dar în haosul meu, deci nu prea sunt organizată, ca să fiu sinceră, adică nu am un plan editorial, nu pot să zic că gata, mă țin de chestia asta, nu prea sunt organizată, eu sunt haotică de fel și recunosc asta, dar în haosul meu știu foarte bine ce fac, știi? Și mă ajută. Mai mult lucrez noaptea, într-adevăr, noaptea când toată lumea doarme și casa e numai a mea, cu o cafea în față și fac treaba, cu o cafea sau o ciocolată, hai că recunosc. Și în lipsa unui calendar editorial, cum îți stabilești temele articolelor? Te bazezi pe inspirație, pe propunerile de colaborări care vin? Cum decizi? Majoritatea sunt pe colaborări, pentru că având foarte multe colaborări, le iau cumva în ordinea în care au venit. Ca să nu, asta în situațiile în care nu am niște colaborări bine stabilite, cu termene bine stabilite, atunci alea au prioritate. Cele care au termen au prioritate, pentru că am tendința de a le face pe ultima 100 de metri. Și asta nu e din vina Superblog, să nu dai vina pe deadline-urile noastre. A, nu, nici nu îndrăzneam să dau vina pe deadline-urile voastre. Eu m-am integrat foarte bine acolo, că eu așa am fost totdeauna. Recunosc, dar nu mă învârt pe deget. Așa, ca bufnițele Superblog care așteaptă exact miezul nopții. De 23.59. 23.59, da. Și F5-ul să trăiască, ca să vedem ce note luăm. Da, ce ziceam, am uitat ce ziceam. Am o listă cu colaborările. Și printre ele, bineînțeles, mai bag și articole personale, rețete, parenting, nu filozofez prea mult, rețete, articole mai amuzante, așa, cam. Mai Nu mai... Știi și tu, mă cunoști acum. Așa, uite, eu te cunosc un pic, dar cei care ne urmăresc cred că nu suficient de mult. Deci, dacă tot mi-ai ridicat mingea la fileu, dacă ar fi Cătălina Coman un articol, cum ar fi? Oh, dezlânată! Cum dezlânată? După 5 ani de blogging deja și 2 bloguri crescute pe domeniu. Nu, și... ar fi un articol așa, plin de sarcasm, amuzant, drăguț, pe alocuri, acid pe alocuri, depinde. Și cu experiență în vânzări. Așa, vezi, uite, exact asta. Cireașa de pe tort. Da, da. Bun. Și revenind la întâlnirea ta cu Superblog, Cătălina, în anul de grație, când o fi fost el, așa. Acum 3 ani, sau cât spuneai? 3 ani, 2017. Bun. Cum a fost pentru tine experiența asta atunci când erai încă oarecum la începuturile carierei de blogger? Ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce ai învățat? La început a fost un șoc total, în condițiile în care eu nu știam ce înseamnă un advertorial. Eu aveam doar recenzii de carte. Deci eu am pornit în competiția asta fără să am habar de nimic. Am mers pe intuiție, pe plăcerea mea de a scrie povești și de a abera pe lângă subiect, că practic asta fac. Eu nu am, tu știi că mă citești și cei care mă citesc știu, eu nu am articole tehnice, eu nu pot să le scriu, efectiv. Și într-adevăr, la articolele mai tehnice din Superblog, eu am luat note mai mici decât la celelalte creative, pentru că nu pot să mă țin de partea aia tehnică. Eu trebuie să o înfloresc, să pun floricele și să fie mai creativ. Asta sunt și îmi asum chestia asta. A fost greu la început, dar mi-a plăcut atât de mult încât fiecare articol am învățat mai mult. Iar faptul că au fost apreciate și am luat note mari și premii și am ajuns pe locul 6 în prima ediție, când nu mă așteptam niciun caz, chiar a fost, ți-am zis, chiar a fost un impuls pentru mine și chiar m-a făcut să învăț mai mult și să vreau să dezvolt blogul și în direcția asta. Deja pentru o primă participare, o clasare pe locul al 6-lea nu e deloc puțin lucru. Și dacă ai prins așa repede din mers cum stau lucrurile și ai reușit să obții și premii, cu atât mai mult înseamnă că ești adaptabilă și, uite, ți-a prins bine cantonamentul ăsta intens. Uite, știi că eu recunosc, dacă aș fi acordat mai mult timp și mai multă atenție, cu siguranță aș fi putut lua note chiar și mai bune și în următoarele ediție. Eu, neavând foarte mult timp, fiecare articol Superblog îl citeam o singură dată, brieful de la articol, și scriam în jumătate de oră și ăla era. Adică astea au fost articolele mele întotdeauna. Wow. Nu am stat să le analizez, să fac documentarea foarte mult. Știam în mare ce era de citit și atât. Mă bazam pe intuiția mea și pe flair. Bun, apropo de timp, în condițiile în care publici câte un articol pe zi pe fiecare dintre cele 2 bloguri, practic funcționezi contra cronometru, să zicem, adică am o oră la dispoziție să scriu acest articol, apeși butonul și gata, când a sunat alarma e stop? Sau cum funcționează? Ceva de genul ăsta. Nu pornesc o idee clară dinainte, niciodată. Exact cum zici, am acum timp, am pus la laptop, știu despre ce trebuie să scriu și pur și simplu scriu exact ce-mi trece prin minte în momentul ăla și așa rămâne, nu-l mai modific. Cel mai puțin timp îmi ia scrierea articolului, efectiv. Eu, într-un sfert de oră, 20 de minute, am scris articolul. Îmi ia mai mult ulterior, adăugatul link-urilor, descrierilor, share-uitul pe rețelele sociale. Astea mi-a mai mult timp. Cu scrisul nu pot să mă plâng că îmi iese rapid. Am antrenament. Deci tu, practic, în momentul în care te așezi la laptop, curg singure, cumva, cuvintele prin tastatură. Da, nu aștept să vină muza inspirației, așa, făcând un ritual, noi în voci, prin ce știu și eu. Poate că mi-ar plăcea să fac un ritual, dar nu îmi permite timpul să-l fac. Nu am timpul necesar să-l fac. Bun, păi dacă... pur și simplu funcționează atât de simplu pentru tine, nu pot decât să te invidiez, pentru că există foarte mulți muritori, printre care mă număr și eu, care reflectează 2 zile până să vină ideea salvatoare și până să iasă și articolul ehe, mai durează. Eu recunosc că mereu am fost așa, repezită, zăpăcită și eu mă enervez pe mine dacă stau prea mult să mă gândesc, adică în orice, nu doar în domeniul ăsta și în legătură cu articolele, în orice. Eu nu pot să stau, eu trebuie să fac atunci. Când mi-a venit ideea, atunci am făcut și nu am gândit-o prea mult. N-am stare, nu. Nu-s genul de om care să stea, să adulmece, să gândească, să analizeze, nu. Că nu ai nici răbdarea pentru asta? Da. Sau? Nu ai nici răbdare. N-am răbdare, nu. Mereu, ți-am zis mereu. Încă de mic am fost foarte, foarte agitată și energică și activă și nu pot să stau într-un loc, să, ți-am zis, efectiv, să stau și să mă gândesc la ceva. Nu există. Și cu toate astea, uite, ai răbdare să comunici cu cititorii tăi, să răspunzi la comentarii, câteodată am văzut că sunt destul de numeroase. Da. Cum funcționează relația asta ta cu cititorii? Este, nu știu, este un barometru important pentru tine atunci când îți decizi colaborările? Relația cu cititorii contează foarte mult, pentru că dacă n-ai comunitate și nu te citește nimeni, n-ai nici colaborări. Că dacă te citește mama, tata și un prieten, nu aduci niciun plus de valoare unui brand. Nu poți să te duci tu, să mă duc eu la un brand să-i propun o colaborare când eu am 3 cititori. N-am cum, că nu permit. Poate unii au curajul ăsta să o facă. Eu nu aș avea curajul ăsta. Contează foarte mult. Contează o comunitate activă și mare, practic arată că faci bine ce faci și că ce scrii tu ajunge undeva. Și la urma urmei de asta scrii, că dacă ai vrea să scrii doar pentru tine, scrii în jurnal. Deci, Cătălina scrie clar și pentru cititori, sau în primul rând pentru cititori și abia apoi pentru brandurile cu care colaborează. Da. Orice colaborare se încheie cu un raport din partea ta, cu cum a evoluat campania, ce s-a întâmplat, cum arată, nu știu, un astfel de... Nu neapărat. Doar dacă sunt specificate în detalii înainte, dacă discutăm chestiile astea, da. Dar nu sunt foarte mulți cei care cer un raport ulterior, pentru că majoritatea se uită singuri pe parcurs și văd dacă articolul e citit, dacă sunt comentarii, se vede dacă merg click-uri pe link-urile din articole. Sunt puțini care cer un raport pe care de fiecare dată îl ofer cu plăcere dacă mi este cerut, fără probleme. Mi se pare normal, este dreptul lor să ceară chestia asta și nu mi se pare nimic scos din comun. Cătălina, pentru cei care sunt încă poate la început în blogging și aspiră să aibă astfel de colaborări cum ai tu, ce recomandări ai avea? Ce este important, nu știu, să facă sau să nu facă pentru a-și crește blogul sănătos, pentru a atrage o comunitate și branduri interesate de colaborări? În primul rând încep cu ce să nu facă. Să nu facă orice doar pentru a avea o colaborare. Pentru că dacă pornești cu ideea asta că eu mi-am făcut blogul ca să am colaborări, nu o să-ți iasă. Pentru că se simte că e forțat, se simte că te străduiești prea mult, se simte că tu doar asta ai în scop. Să se bucure de ce fac, să facă cu drag, să le placă, pentru că nu e pentru oricine. Blogging nu e pentru oricine. Încearcă foarte mult, dar se vede unde e și plăcerea și unde este făcut doar de dragul de a fi. Hai să fiu și eu blogger, că e la modă. Nu e chiar așa. Să muncească în fiecare zi, să încerce să se autodepășească și să fie în competiție cu el, nu cu persoanele din jurul lui, că nu-l ajută chestia asta. Și să fie sincer și autentic. Eu mereu am zis chestia asta. Contează foarte, foarte mult. Și da, vorba ta, mai mult scrii pentru comunitate decât pentru branduri. Pentru că, uite, îți dau un exemplu, da? Un brand îți trimite o cremă și zici că e cea mai bună. Îți mai trimite încă unul și zici că și aia e cea mai bună. Îți trimite și al treilea, e cea mai bună. Păi, oamenii aia care te citesc, poți să mai aibă încredere în tine. Când tu zici de orice chestie că, wow, e extraordinară, cea mai bună, nu există nimic mai rău? Mai bun, nu mai rău, am vorbit eu. Corect. Trebuie să fii sincer. Trebuie să fii sincer pentru că asta contează foarte mult. Uite, eu am citit cărți cu care nu am rezonat și am zis chestia asta. Și au fost oameni care au venit și mi-au zis, uite, eu am cumpărat cartea asta doar pentru că tu ai zis că nu ți-a plăcut. Eu sunt curios să văd dacă mie o să-mi placă sau nu. Deci, până la urmă, și o părere negativă, măcar din curiozitate, poate să genereze vânzări. Atâta timp cât e cu bun simț. Întotdeauna am militat pentru bun simț. Poți să fii diplomat și să spui dacă ceva nu ți-a plăcut sau nu ți s-a potrivit, poți să spui chestia asta diplomat. Nu sunt absolut deloc de acord cu blogării care o zic într-un mod foarte, foarte urât. Absolut deloc de acord. Deci nu... Ăsta nu e un mod de a face lucrurile și de a spune lucrurile în niciun domeniu. Nu e normal. Apropo de a fi în competiție cu tine însuți sau cu tine însăți, există oportunități, nu știu, momente în care te autoevaluezi ca să-ți dai seama ce ai schimbat în timp sau ce ai dori să schimbi? Constant. Da, autoevaluarea ar trebui să facă parte din chestia asta, constant. Eu câteodată mă uit la articolele mele vechi și nu mă recunosc. Deci nu mă recunosc, dar nici nu le-am șters vreodată pentru că de acolo am pornit. Trebuie să-mi aduc aminte de unde am pornit, unde sunt acum și unde vreau să ajung. Întotdeauna la asta mă gândesc, întotdeauna când îmi fac o autoevaluare. Și se vede evoluția, într-adevăr, și mă bucură când se vede evoluția. Dacă în momentele în care mi se pare că stagnez, înseamnă că trebuie să fac ceva diferit. Și cum era blogărița Cătălina la început și cum e acum? Care crezi că e diferența fundamentală? Așa? Ce te izbește, să zicem? Eu ca om eram aceeași și asta se poate vedea de la început. Dar ca stil de scris, scriam cumva mai pueril, nu neapărat că nu le gândeam, dar nu știam exact cam ce ar trebui să conțină un articol, cam ce ar interesa. Ori scriam prea mult, ori scriam prea puțin, ori nu-mi plăceau pozele făcute. Acum am foarte multe... Nici acum nu sunt mulțumită întotdeauna, adică eu mereu vreau mai mult. Zorin, soțul meu, chiar râde de mine uneori. Băi, tu nu ești mulțumită niciodată. Eu mereu zic că nu-mi place. Fac câteodată și 30-40 de poze ca să aleg una, că nu-mi place niciuna. Mi se pare că în aia nu se vede nu știu ce, în aia e prea... Deci sunt critică cu mine. Bun. Și această autocritică intensă are rezultate constructive? Te ambiționează? Da, schimbi ceva concret? Da, pentru mine da. Pentru că eu când îmi pun ceva în cap, nu mă las până nu reușesc să fac chestia asta. Nu pot. Deci sunt extrem de perseverentă și de ambițioasă. Și când mi-am pus ceva în cap, eu trebuie să rezolv. Și dacă mie nu-mi place ceva și trebuie să schimb, păi aia trebuie să fac. Nu mai am liniște până nu rezolv ce mi-am propus. Am văzut că multe dintre articolele tale sunt însuțite practic de adevărate ședințe foto, dacă pot să zic așa, mai ales când e vorba de articole de îmbrăcăminte. Da. Și, mă rog, știm toți că asta înseamnă și timp pentru găteală și pregăteală și machiaj și coafură și găsit unghiul potrivit și ziua cu soare și colțul, nu, care, sau și mai ce. Da, foarte mult timp necesită, timp, efort și nu doar din partea mea, pentru că nu mă pozez singură. Ideea e că ce e frustrant în meseria noastră, să zic așa, sunt oamenii care vin și zic, primești gratis. Nu primesc nimic gratis. Muncesc foarte mult pentru ei. Și vorba ta la ședințe foto, în primul rând, mai este nevoie de o persoană care să-mi facă poze. De multe ori în weekend, sâmbătă, duminica, urc în casă, mă schimb, cobor, din nou merg în altă parte, urc în casă, mă schimb, cobor, merg în altă parte. Adică fac și câte 3-4 ședințe foto într-o zi ca să pot să am pozele necesare când timpul săptămânii deja e seară, când vine Sorin de la muncă și nu pot să fac pentru întuneric, trebuie să fie lumina, trebuie să fie soarele, trebuie să mă aranjez, că nu pot să ies chiar cum mă ridic din pat sculită și cu cearcăne. Petrec eu foarte mult timp aranjându-mă, că prefer să fiu puțin mai naturală, dar tot trebuie. Nu poți să ieși chiar oricum și să faci niște poze așa, lasă, le-am făcut cu aparatul de pe vremea lui bunica, știi? necesită aparatură, necesită investiții, că și un blog necesită investiții, în afară de domeniu și hosting-ul pe care le plătești. Necesită foarte multe investiții, recuzită, aparatură, un telefon mai bun, un aparat. Nu e chiar simplu. Și despre ce investiții vorbim așa? Adică, nu știu, e... sigur, mai degrabă e o investiție care produce, desigur, la rândul ei, niște beneficii, da? Deci bine, ai denumit-o foarte bine investiție. Investiție, da. Nu cheltuieli, investiții. Corect. La asta se adaugă și bunăvoința plus timpul victimei care, în ghilimele, care face poze. Nu? Ca să vezi ce fain e când merg la poze cu Darius după mine, care are 4 ani și ceva și trebuie să mai stric după el, stai că a fugit, stai că vrea ceva, stai că mă trage de mână, stai că... Deci necesită mult timp și mult efort din partea mai multor persoane. Bun, făcând analiza per total a acestui întreg efort, deduc că tu consideri că merită și investiția și timpul raportat la rezultate. Ce planuri ai? Da, merită. Merită mai ales pentru că îmi place ceea ce fac. Este foarte greu. Dacă nu mi-ar plăcea, probabil că aș simți-o ca pe o corvoadă, dar având în vedere că îmi place, atunci când faci ceea ce îți place, devine mult mai ușor totul și e mai simplu de făcut. Chiar dacă în esență e greu. E altă treabă când îți place, într-adevăr. Așa este și dacă tot îți place, te-ai gândit cum vrei să evolueze partea aceasta în anii următori? Ai planuri? Deocamdată, da, am planuri. Nu pot să zic că am planuri pe termen lung, să zic exact ce să fac. Vreau să mă dezvolt în fiecare zi, în primul rând. Vreau să îmi creez un brand personal. Adică lumea când aude de numele meu să știe cine e. Și vreau să fiu în continuare activă, să fiu în continuare autentică și să învăț în fiecare zi câte ceva. Cred că dacă înveți în fiecare zi câte ceva, e imposibil să nu te dezvolți. Dacă nu te-ai fi ocupat de blogging acum, Cătălina, cu ce te-ai fi ocupat? Sincer nu știu. Cred că tot în vânzări probabil că aș fi lucrat, pentru că la aia mă pricepeam cel mai bine. Am mai încercat și alte chestii, dar vânzările erau pentru mine. Dar decizia mea de a face exclusiv blogging a venit din faptul că n-am avut ce face cu cel mic. Când ne-am mutat la Galați, noi am stat în Timișoara câțiva ani, ne-am mutat apoi la Galați și imediat ce ne-am mutat, la câteva luni l-am născut pe Darius și efectiv nu aveam ce să fac cu el. Când am împlinit 2 ani în Galați, sunt doar 2 creșe mari și late, în afară de cele particulare la care nu are rost să discutăm, că nu se merită să dai atâția bani pe una când poți să-i fac stând cu el. Și asta a fost în primul rând decizia cea mai importantă, de a face asta constant și de a rămâne la asta. Și recent mi-am și făcut și un PFA ca să fie totul legal, totul cum trebuie, adică chiar mă implic și sper să fie cât mai bine. Super! Păi, uite, pentru că tocmai începe o nouă ediție Superblog și ne apropiem deja de finalul de podcast, te invit să adresezi concurenților din primăvara aceasta, nu știu, un îndemn, un mesaj, ce consideri tu că i-ar ajuta din experiența ta și de blogger și de superblogger? Din experiența mea, să fie foarte atenți la ce vor să transmită. Să nu scrie doar pentru brand și atât, ci să-și păstreze amprenta personală. Chiar dacă poate că păstrându-ți amprenta personală ai puțin de pierdut la o notă, nu mai contează atât de mult. Deși acum e ușor să zic că atunci când dădeam F5-ul și vedeam o notă care nu-mi convenea, mă enervam, îți dai seama. Dar cel mai, privind în ansamblu, cel mai important e să scrii, să-ți placă ție ce scrii. Că dacă ai scris ceva și nu ți-a plăcut, clar o să transmiți aceeași energie și celor din jurul tău. Atâta timp cât îți place ție ce scrii și ești atent și constant în munca ta, eu zic că o să iasă bine. Și să nu-și toace nervii foarte, foarte tare, deși e cam imposibil. Îți mulțumesc foarte mult, Cătălina, pentru tot ce ne-ai povestit despre tine, pentru toate sfaturile. Ținem pumnii și îți dorim mult succes în tot ce îți propui. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit astăzi. Sunt Claudia Pătrașcu, acesta a fost episodul de astăzi din podcastul Vocea Superblog. Vă doresc mult succes în competiție dacă vreți să vă alăturați și să avem o primăvară frumoasă. Vin să vă iau premiile. Hai! Hai că sunt multe și pentru toți destule. Sunt, nu? Musai ne vedem de data aceasta cu puțin noroc, ne vedem și la gală. Da, chiar sper, am văzut că ați organizat deja, chiar sper să ajungem și noi anul ăsta, o să fie fain. Super, vă așteptăm. Așa, ne vedem că a trecut prea mult timp, nu se mai poate. Clar. Mersi fain de invitație.